Vești bune pentru gorjenii care se află în căutarea unui loc de muncă. În incinta Rostramo, un nou investitor străin vrea să dezvolte o afacere cu elemente de caroserie auto. Hala se întinde pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, iar lichidatorul judiciar este aproape de finalizarea procedurii de vânzare. Odată cu finalizarea investiției, sute de gorjeni vor munci în hala respectivă. Interesul investitorilor pentru municipiul Târgu Jiu este din ce în ce mai mare. Dacă acum se lucrează intens la fabrica de cablaje din incinta Rostramo, în același loc, urmează să fie puse bazele unei noi afaceri. E vorba de un investitor care a participat la o licitație organizată de către lichidatorul judiciar, o licitație care, în situația în care nu este contestată, se va finaliza în maxim 2 săptămâni de zile. Domeniul de activitate este unul mai deosebit, mai special. Este vorba de subansamble sudate, producție de subansamble sudate. Necesită un nivel de înaltă calificare. Odată cu această investiție, sute de gorjeni vor lucra în hala respectivă. Investitorul străin a câștigat deja licitația pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Odată cu ridicarea fabricii, în acest loc vor fi angajate 200 de persoane, urmând ca mai apoi alte 200 să-și găsească un loc de muncă. Primăria Târgu Jiu va prelua o parte din căile de acces, urmând ca mai apoi să amenajeze și o parcare.